Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului întru tot lăudatului, Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul Tău, înalt preasfințite stăpâne. În înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Iisus și mulțime multe de ucenici ai Săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră să-L asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau, și toată mulțimea căuta să se atingă de El, că putere ieșea din El și vindeca pe toți. Iar El, ridicându-și ochii spre ucenicii Săi, zicea: Fericiți sunteți voi, cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi, care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei ce plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru ca rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți, că iată plata voastră. Ce ai binevestit.